Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Învață crește dăruiește cu Eugen Popa. În această seară vreau să discutăm despre un subiect care este foarte, foarte drag mie. Este un subiect foarte special. Am, deși am anunțat la începutul săptămânii că vom vorbi despre autohipnoză, m-am răzgândit, am voie, da, să mă răzgândesc, m-am răzgândit și am spus că mai degrabă aș vrea să vorbesc despre regresii, regresiile hipnotice ce sunt ele, cum se întâmplă, ce se întâmplă într-o regresie și mai departe. Autohipnoza nu am scos-o din program, ci doar am amânat-o pentru săptămâna viitoare. Așa săptămâna, Așadar că săptămâna viitoare vom discuta despre autohipnoză și autosugestii. Știi că unii dintre voi erați foarte dorni să aflați despre acest lucru, așa că o mai țin puțin pe jar, ca să zic așa. Însă săptămâna aceasta vom vorbi despre regresii. Un motiv în plus pentru care am ales acest lucru este pentru că Săptămâna aceasta, acum două zile, am avut un seminar în care am vorbit despre regresii și am prezentat mai multe informații. Am văzut că oamenii au fost foarte interesați, le-a plăcut ceea ce am povestit acolo și am zis de ce nu, haide să prezint și celor care nu au fost la această prezentare, să le explic un pic, să le... Eu le explic eu, dacă eu știu despre ce e vorba, să le explic despre regresii. Totdeauna uh, întotdeauna fac puțin mișto de mine pentru că nu vreau să mai iau prea tare în serios asta dacă vezi este unul dintre motourile mele niciodată nu vă luați prea tare în serios pentru că începeți să faceți riduri și nu dă bine nu, nu, nu vă simțiți bine Începe să fiți stresați, bolnavi, supărați și mai departe și ce stare. viața e făcută să ne simțim bine și dacă nu ne simțim bine atunci care e rostul vieții? Eu nu-l găsesc. Stai aici ca să mă simt bine și ca să mă bucur de ceea ce fac, să mă bucur de ceea ce sunt și să pot să dăruiesc să împărtășesc această bucurie și cu cei din jurul meu, cei care doresc să fie părtași la această bucurie, nu la bucuria mea neapărat, ci la bucuria vieții pe care o avem. Așadar, ca să revin, să nu divaghez prea mult, discutăm despre regres în această seară. Multă lume a auzit de acest termen, regresiile hipnotice sau transa regresivă sau eu mai știu eu cum, multă lume a auzit despre regresii citind de, cărți de Brian Wise sau de Michael Newton, despre viața dintre vieți, despre vieți anterioare și aici aș vrea să discutăm un pic um, mai în amănunt, pentru că atunci când vorbim despre regresii hipnotice, nu discutăm musai de vieți anterioare. Vieța anterioare, dacă vreți, sunt ce se, ce se, poate întâmpla în timpul unei ședințe de regresie. Însă regresiile nu înseamnă vieți anterioare, deși multora, cum am spus, mulți oameni când mă întreabă de de... mă întreabă, da, faci regresie? Zic, da, normal că fac regresii. Normal să fac așa ceva, pentru că este parte din ceea ce fac. A, și pot să aflu ce a fost într-o viață anterioară. Asta e prima întrebare pe care o primesc. Și să zic, domnule, ca să vă spun întrebarea asta, ar trebui să presupunem că, unu, ai avut o viață anterioară și, doi, ai fost ceva într-o viață anterioară. Dar, nu sunt aici să judec dacă acest lucru este real sau nu. Și vreau să fie clar, când discutăm despre regresii hipnotice, ce aș vrea să vă prezint acum este foarte pe scurt, cât avem noi timp în emisiunea de astăzi, dacă vreți, procesul regresiei, ce înseamnă o regresie, ce se poate obține cu o regresie, ce se poate rezolva cu o regresie, iar regresiile în viața anterioară sunt la mine, cel puțin intră la categoria ședințe recreative. Adică pot să mă duc la cinematograf să văd un film sau pot să fac o regresie într-o viață anterioară cu un Xulescu pentru că Xulescu vrea să vadă un film. Și atunci sunt părtași la filmul său. O să vă explic foarte pe scurt ce înseamnă asta când o să ajungem la punctul respectiv. Dar rețineți, Regresiile nu înseamnă neapărat vieța anterioare, nu înseamnă că am avut una, 15, 1200, nu contează. Regresi înseamnă, regresiile sunt de fapt o tehnică. Regresiile sunt, um, sună este o tehnică, hai că vorbesc aici în dodi, dar înțelegeți ce vreau să spun. Regresiile sau regresia hipnotică este o tehnică, este un procedeu care îmi permite mie celui care o experimentez, nu mie ca și hipnotist, ci mie ca și beneficiar al acestei tehnici, să merg de la punctul A la punctul B. Cu alte cuvinte, să merg din momentul prezent înapoi în timp. Nu înseamnă că regresez intelectual neapărat, ci că regresez în timp ca și experiență, ca și evoluție. Cu alte cuvinte, vine Costel la mine și îmi spune, domnule, am o problemă. Nu știu de unde vine problema asta. Și îi spun, Costică, Trebuie să rezolvăm problema asta, în, se poate rezolva în mai multe feluri. Una dintre metode este regresia hipnotică. Hai să o folosim pasta. Nu înseamnă că întotdeauna folosesc regresia. Atenție! Aceasta este una dintre multele tehnici pe care le folosesc. La unii oameni nu folosesc niciodată regresia pentru că nu se pretează persoanei sau situații sau problemei sau așa mai departe. Dar vine Costică și spune, domne, am problema asta, uite, mă doare, umărul să de nu mai știu, de nu mai pot. Nu am nicio problemă fiziologică. Doctorul mi-a spus că nu am niciun motiv pentru care să mă doare umărul. Și cu toate astea mă doare umărul. Ce mă fac? Zic, o stică, tată, hai să vedem ce facem ca să rezolvăm problema. Și primul lucru pe care îl explic este următorul. În spatele oricărei probleme pe care noi o avem, că e de natură fiziologică sau că e de natură, eu știu, emoțională sau mentală sau spirituală, pentru că sunt oameni care au probleme spirituale, aș putea spune că în spatele oricărei probleme cu care ne confruntăm, hai să nu zic oricărei, că ține prea, devine prea absolutist, 95% din cazurile, din, 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 din situațiile cu care noi ne confruntăm, în 95% din aceste cazuri, cauza este una emoțională. Cu alte cuvinte, are loc un eveniment și în creierul nostru, cum vedeți acolo pe ecran, în creierul nostru se produce, uite, un vortex și, practic, ni se imprimă o experiență se imprimă acolo în nu? nostru ca și cum aș trage o liniuță. Știi cum fac, uh, uh, cum zic, ca și cum aș, aș trage o liniuță, ca și cum aș face o zgârietură. Și acea zgârietură se imprimă pe cortex. În, și când spun că se imprimă, la ce mă refer? Mă refer, mă refer că se imprimă uh, fiziologic, adică este o, o, apare o urmă la nivel, de, la nivel cerebral. Deci acea experiență se înscrie și apoi va genera un comportament ulterior. Când vine Costică la mine și spune am o problemă, eu ce fac? Mă uit să văd care este problema, îmi spune problema mea este X, mă doare umărul, am spus, da? Bun. În ce spun Costică? Există o emoție care generează problema. Hai să descoperim emoția și mergem apoi pe acea emoție ca și cum merge pe un fir, așa, ca și cum mai avea o rază lasă și mergem pe acel fir să vedem de unde vine acea problemă, ce a generat-o. Am să trec chiar la tablă pentru că mi-e îmi place să desenez la tablă, nu ca și cum aș fi un mare desenator, dar mi-e mai ușor să vă explic despre ce e vorba. Îmi place să vorbesc în imagini. Așadar, Costică vine la mine acum și spune, domnule, eu am o problemă aici, problema este punctul ăsta albastru. Și eu explic, ceea ce îmi spui tu că este problema, de fapt este un simptom. Este fructul unei cauze, care de obicei cauze se află de ce mai multe ori la, în partea de început a vieții. Știți că se spune cei șapte ani de acasă nu se referă exclusiv la um, aspectele, dacă vezi, morale sau la buna purtare. Nu, cei șapte ani de acasă au cu totul altă conotație, adică 99% din capacitatea noastră cerebrală sau 96-99%, cum vreți să, o lua, să o luați, dacă veți să fiți foarte, foarte precisi se 95-99% din, din, capacitatea noastră cerebrală, adică dezvoltarea creierului nostru, are loc în primii 5 ani de viață. Restul de 5% se dezvoltă pe restul vieții, de-a lungul întregii restului vieții. De-a lungul restului vieții, asta am vrut să spun. Și bun, deci, de aceea, de cele mai multe ori, experiențele care au loc în viața noastră, undeva în jurul vârstei de 7 ani, mai mult sau mai puțin 2, de 7 plus 2, da? Să zicem, de la 9 ani în jos, aș putea spune. De ce mai multe ori, problema se generează undeva aici, la, în punctul de început al vieții, da? Foarte rar am întâlnit situații, am întâlnit oameni care, a căror problemă era cauzată sau era generată de un eveniment mai târziu de vârsta de 9 ani, 10 ani maxim. Bun, și deci vine Costică și spune, eu am o problemă, mă doare umărul. Și spun, hai să vedem de unde vine problema. Și încep să le iau la întrebări, încep să-i să 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 pun tot felul de întrebări ca să descoper emoția din spatele problemei. Astăzi v-am pregătit și un filmuleț de aproximativ 4-5 minute, o demonstrație în care vedeți partea de început a unei regresii hipnotice. Și, practic, ce spun eu acolo, exact același lucru folosesc când am o ședință de regresie. Adică, puteți lua, dacă vreți, dacă vă încumetați, desigur, acele cuvinte, acele propoziții și să le folosiți. Însă, eu vă sugerez să nu o faceți. Dacă nu aveți pregătirea adecvată, nu vă hazardați. Dacă vreți să învățați cum să faceți chestia aceasta, eu vă invit la un workshop de regresie pe care o să-l avem săptămâna viitoare și acolo veți învăța exact cum să faceți pas cu pas, Astfel încât să aveți rezultate. O persoană, un om care stăpânește tehnica aceasta de regresie hipnotică, are de obicei rezultate în proporție de 80-90% din cazurile cu care lucrează. Cu alte cuvinte, dacă știi cum să faci o regresie corect și mai ales în siguranță pentru beneficiar, că îl numesc client, că îl numesc beneficiar, că îl numesc pacient, asta voi știți cum le numiți, dar eu îl numesc beneficiar. Deci, dacă știu cum să fac corect o regresie și știu ce am de făcut când apar mici dificultăți, să le numim așa, în timpul acestei ședințe, atunci am o rată de succes undeva în jur, cum am spus, la 80-90% din cazurile cu care lucrez doar cu această tehnică, nici nu mă gândesc la alte tehnici, cu această tehnică, doar cu această tehnică. Revenim la Costică, Costica are o problemă, îl doare umărul. Și acum spun Costica, hai să găsim emoția. Am găsit emoția. Un mod de a explica oamenilor cum fac acest lucru este să spun în felul următor. Deci, problema pe care o prezintă Costică, ei spun așa, este ca și cum ar fi un măr. Un măr într-un copac. Într-un copac, într-un măr, adică, da? Un măr într-un măr. Și zic, mărul ăsta, Fructul este problema. Este simptomul. Deci fructul ăsta ce fac cu el? Merg de la mărul ăsta de aici, de la fruct, o iau pe crenguța lui, apoi o iau pe rămurică, apoi o iau pe creangă, apoi o iau pe trunchiul copacului până ajung la rădăcină. Și când am ajuns la rădăcină, ce fac? Smulg copacul din rădăcină. Îi tai rădăcina. Eu smulg, cum vreți voi să o numeți. Îi întrerup orice energie care poate să menține acest copac în viață. Când eu am scos copacul din rădăcină, acesta se usucă și drept urmare se usucă și fructul, adică dispare problema. Când vorbim despre regresii, nu ne interesează simptomul atât de mult, când ne interesează cauza. De aceea, titlul emisiunii această seară este Găsește cauza, rezolvă. o acesta este motoul de care mă folosesc și pe care îl aplic cât de des pot, desigur, cum am spus, în funcție de persoana cu care lucrez și în funcție de ce am nevoie să rezolv. Deci, să spunem că am descoperit emoția. Emoția la această problemă, la această durere de umăr este furia. Furia pentru că, nu am spus că la orice durere există furie, să nu mă înțelegeți greșit, poate să fie orice altă emoție. Orice emoție, da? Poate să fie absolut orice emoție. Dar în cazul de față, ca să ne fie ușor să explicăm, am spus că problema lui Costică este generată de o stare de furie. Și atunci am descoperit că este furia și zic acum lui Costică, Costică, ține-te de emoția asta și hai să mergem înapoi în timp la prima oară în viața ta când ai simțit această stare de furie, această emoție pentru prima dată. Și zic, hai să mergem înapoi, bum, și Costică spune, păi am ajuns aici, am 5 ani. Și zic, ce se întâmplă? Descriem. Păi se întâmplă că stă afară, vine cineva și mă lovește număr și apoi pleacă și mai știu eu ce. Povestea lui Costică. Eu acum pot să zic, ia să vedem Costică. Acum am descoperit că ăsta e momentul, dar trebuie să mă asigur că e momentul zero sau așa numitul moment emoțional inițial. Așa este numit în mod tehnic. Nu trebuie să rețineți chestia asta, vă zic eu așa, că-s băia bun. Dar momentul emoțional inițial este punctul zero, punctul incipient. La un moment dat, cineva m-a întrebat, dar pot fi mai multe puncte. Domnule, un început e o singură dată, de-aia îi spune început, de-aia e primul moment. Poate să fie un moment de început și pot să existe evenimente secundare care să adauge la acest moment de început, la acest punct de început. Cu alte cuvinte, că acum să spunem, are, eu știu, 60 de ani, și aici, când s-a întâmplat problema prima oară, avea 5 ani. Atenție! problema asta de aici nu înseamnă că acest eveniment, că la acest eveniment Costică s-a lovit la umăr. Ci înseamnă, poate să însemne, că este prima oară când ai simțit starea de furie. El s-a lovit la umăr când avea 55 de ani, aici. Da? spune Spunem aici, 55. La 55 de ani, Costică s-a lovit la umăr și de 5 ani îl doare umărul de nu mai poate și nu scapă de acea durere. Dar noi, când am căutat să vedem de unde vine problema, am spus în varianta 1. Cea mai simplă este să-mi zic că, ok, problema vine pentru că am o stare de furie asociată cu această durere și când am întrebat, mergi la prima oră, el s-a dus direct aici, mi-a descoperit că e s ăsta la 5 ani, am descărcat energia, am descărcat emoția, am rezolvat problema. Asta e cea mai simplă uh, situație, cea mai ușoară situație. Însă, când lucrăm cu... Uh, de cele mai multe ori, nu se întâmplă atât de ușor, atât de direct. Cu alte cuvinte, mai sunt și alte evenimente între vârsta de 5 ani și vârsta de 60 de ani. Deci, poate să meargă la un eveniment când are 55 de ani unde s-a lovit și a avut iarăși, a trăit o stare de furie, după care, să zicem, a mai fost un eveniment când avea vârsta de 30 de ani, unde iarăși s-a întâmplat un eveniment și el s-a înfuriat și practic ce a făcut? A acumulat acea emoție. Da? Ăsta este creierul lui costică. Da? E creierul costic aici. Creierul ăsta lui costică, când el avea 5 ani, s-a înscris aici o emoție micuță. E micuță, încă nu-l deranjează, nu o simte. S-a întâmplat ceva, până la urmă și-a revenit, a trecut mai departe, nu l-a deranjat, nu s-a întâmplat nimic, nu a avut nicio problemă. Cu toate acestea, mai târziu în viață, au avut loc alte evenimente care ce au făcut? Au încărcat acest moment și asta a devenit mai mare. Această senzație, această emoție a început să crească. Apoi, la 55 de ani, a avut loc un eveniment care, în care iarăși a fost furios și atunci a această furie s-a manifestat pe deplin și a rămas agățată de această problemă, iar el spune... Eu m-am lovit la umăr acum X timp, acum 5 ani, pentru că el are 60 de ani. M-am lovit la umăr și de atunci nu mai scap de durere. Chiar dacă umărul s-a vindecat, durerea mea există în continuare. Pentru că atunci când a avut loc acest eveniment, împreună cu acest eveniment, împreună cu acest eveniment, de fapt ce a făcut? Aceste evenimente au încărcat cauza inițială. Da? a fost un moment inițial unde s-a produs această furie, era nu s-a descărcat, pentru că a fost micuț aici, a, nu s-a descărcat, la 30 de ani a venit un eveniment care a încărcat aceeași, același eveniment, la 55 de ani alt eveniment a încărcat și atunci automat și cum a fost ultima picătură care a umplut paharul. Și în momentul respectiv, din acea clipă, acea furie a început să se manifeste și ca ea să se descarce din psihicul lui Costică, se manifestă ca și o durere. Vi se pare cunoscut ce spun? Eu cred că da. S și acum vorbim de o durere fizică, dar aceste lucruri se pot întâmpla în o mie și unul de lucruri, de, de feluri, pardon. Ce vreau să spun? Exact cum am zis la început. Atunci când are loc un eveniment în viața noastră, când acel eveniment ne atinge emoțional, el, practic, ne marchează. Chiar există cuvântul, da? M-a marcat experiența asta. Ei bine, să știți că nu, înseamnă, nu e doar metaforic. Când spun m-a marcat, chiar m-a marcat. Adică ca și cum mă marchează pe mine. M-a marcat treaba asta. Uite, sunt marcat pe mână acum. Da? Această experiență m-a marcat pe mână. Efectiv m-a marcat pe mână treaba asta. Da? La fel și aici. Când o experiență mă atinge emoțional, mă mișcă emoțional, de fapt ce face? Mă marchează, mă încarc de aia. De aceea oameni vă spun, nu vă luați prea tare în serios, că vă marcați. Faceți riduri pe creier. Și nu vă avantajează chestia asta. Nu vă avantajează, dar, minte, pe. Da, sunt arătați bine aici, deci. Dar pe creier e și mai și. Deci, luați-o puțin mai relaxat. Luați-o puțin mai așa, mai în ușor. Nu înseamnă că sunteți neserioși sau nesimțiți. Nu înseamnă asta, nu. Înseamnă că vă mențineți starea interioară indiferent de ce se întâmplă în jurul vostru. E o detașare, dacă vreți. Este o diferență uriașă între detașare și indiferență. Detașarea spune, mă uit la evenimentul care are loc și îl observ, dar nu mă identific cu el. Indiferența este un sistem de protecție. Cu alte cuvinte, eu sunt foarte sensibil în interior, dar pun plato și asta de indiferență ca să nu mă atingă lucrurile. Ceea ce nu înseamnă că nu mă ating. Eu le văd, dar aleg aleg să le rejectez, să le resping, aleg să le bag sub preș. Dar ele în continuare mă marchează aici, mă, mă ating, da? Ele continuă să mă atingă. Deci, are loc un eveniment care m-a marcat și atunci acest eveniment este ca și cum s-a instalat ceva acolo în sistemul meu. Acel ceva poate să fie hrănit de evenimente ulterioare sau nu. În funcție de experiența mea, de cum îmi duc eu viața, de atitudinea pe care o am. Cu alte cuvinte, dacă sunt un ipohondru și un uh, om care se îngrijorează tot timpul și tot timpul, vai, dar dacă se întâmplă aia, dar dacă mă duc acolo și dacă o să zic așa și dacă o să fac așa și dacă o să se întâmplă aia și dacă... Și dacă, și dacă, și dacă, ce? Că până la urmă tot trebuie să faci ceva. Nu poți să stai în fund acasă și să nu te ascunzi sub pătură și să nu mai faci nimic, că poate se întâmplă ceva. Dacă ei se întâmplă, nene, se va întâmpla. N-are rău să stai să-ți faci griji despre ce s-ar putea întâmpla. Pentru că toate sunt aici în capul tău ce s-ar putea întâmpla. În Momentan nu s-a întâmplat nimic. Așadar, sugestia mea este, nu vă luați prea tare în serios, ci haide să facem în așa fel încât să ne bucurăm de viață. Măcar acum, dacă până acum am făcut ce am făcut, haideți de acum să ne creăm o viață fericită mai departe. Bun, închidem paranteza asta, revin la regresie. Când am spus despre regresie, ce am spus? Trebuie să găsim momentul inițial. Un alt exemplu. Fobiile sunt cele mai simplu de rezolvat printr-o astfel de metodă. Sunt atât de simple încât uneori este dezarmant cât de ușor se pot rezolva aceste fobii. Și acum sunt sigur că multă lume o să fie foarte agravată, alarmată de ceea ce spun, multă lume o să-mi sară în cap pe tema asta, dar eu vă vorbesc din proprie experiență. Din proprie experiență lucrând cu oamenii. Când lucrez cu o persoană care suferă de fobie sau atacuri de panică, de obicei, ai nevoie de o ședință maxim două. O singură dată am lucrat cu o domnișoară care avea fobie de porumbei, locul la etajul 4 din 4 și porumbei zburau mereu deasupra casei, deasupra blocului. Cu acea domnișoară am făcut patru întâlniri. Patru întâlniri pentru a rezolva problema aceasta a fobiei de porumbei. Cu alte cuvinte, ieșea cu iubitul prin parc sau cu, pării cu prietenii prin parc, mergea prin Cismigiu, unde sunt foarte mulți porumbei, și trebuia să se oprească până când se ducea prietenul ei sau prietenii ei să împrăștie porumbei ca să poată să treacă și pe alea respectivă. Altfel trebuia să parcul, tot parcul, ca să poată să meargă și a se în prin parc, pentru că nu putea din cauza fricii de porumbei. Am lucrat cu ea și <coughs> o să vă spun imediat care a fost deznodământul, însă ce vreau să vă spun este următorul lucru. Cum se instalează o fobie? Da? Se instalează foarte simplu. Și anume, în cazul acestei domnișoare, cum s-a instalat când avea 2-3 anișori, bunica ei se juca cu ea gândil gândilind o copană o pană nu de porumbei în apă, o pană, o pană de pasăre, da? Că nu știu, era de găină, ce era, era la țară. O gândila o pană pe la nas, ea fiind mică, la început a început să rădă, după care a scâit o și a început să se enerveze, a început să plângă și nu putea să scape de chestia respectivă. Până când acea teroare de pană s-a instalat, iar ea acum asocia pana cu pasărea și dept urmare cu problema, deci cu porumbelul. Continuăm după pauză. Foarte repede! Bine. bine ați revenit! Uh, trebuie să mă mișc mai repede, se pare, pentru că de-abia mă pornesc în subiect și trebuie iarăși să facem pauză și acum mai avem puțin și vom iar să termină emisiunea. Așadar că, așadar, o să mă străduiesc să fiu mai concis și să mă mișc mai rapid ca să vă spun toată povestea pe care o să vă spun. Vorbeam despre domnișoara cu pasărea, cu... Cu Pana și cu porumbelul. Deci am spus că la ea s-a întâmplat un eveniment când avea doi trenerișori, se juca bunica de a pe la nas, Strănuta nu i-era plăcut, la început a gândit i-a plăcut, dar după aia nu i-a mai plăcut și a apărut o reacție adversă față de acel lucru. Iar acest lucru a marcat-o și mai târziu în viață, cum am spus, a dezvoltat această fobie de porumbei. Deci, exact ce vă spuneam, apare o reacție internă, emoțională, care apoi generează o problemă mai târziu în viață. E ca și cum sub... Cum am, ce am spus până acum în emisiunile trecute. Jobul subconștientului, funcția subconștientului, funcția primordială, primară a subconștientului este să ne protejeze. Și el ne va proteja în orice fel posibil. Și știți cum e vorba aceea? Dă în -mi, Doamne mintea românului de pe urmă. Cu alte cuvinte, subconștientul totdeauna va lua cea mai bună decizie la momentul la care o ia. Cu alte cuvinte, noi întotdeauna vom lua acea decizie pe care o putem lua cu capacitatea noastră de înțelegere, cu capacitatea noastră cognitivă din acel moment. Când ea avea doi anișori, decizia instinctuală de conservare, de prezervarea ei de apărare a fost că pană egal problemă, cine are pene, porumbei au pene. Sigur, putem spune că orice pasăre are pene, însă ea a avut această afinitate în ghilimele cu porumbei și a dezvoltat această problemă. Deci, subconștientul ne protejează și de multe ori această protecție este ca în povestea, ca în zicala respectivă, acea zicală cunoscută, drumul spre ea de pava cu intenții bune. Cu alte cuvinte, subconștientul nu stă să gândească, băi, să iau decizia decizie asta sau să nu iau pasă, să, iau, să mă gândesc așa sau așa, pentru că nu are cu ce. Acea gândire analitică logică aparține de mintea conștientă. Subconștientul este emoțional, este protector. Și atunci când apare un stimul care ne afectează, ne atacă, el va căuta să ne protejeze. Bun. Um, vreau să vă arăt în, în continuare un filmuleț, o, o demonstrație, dacă vreți, a unei ședințe de hipnoză, de regresie hipnotică pe care am re realizat-o. Sunt doar 3 minuțele, 3 minute jumate în această. Um, e un filmuleț de 3 minute și jumătate. Ședința, ca să spun așa, a durat vreo 25 de minute. Acea ședință este o, un, un exemplu de regresie pe care l-am făcut în cadrul cursului meu de hipnoză. Și am spus, um, dacă vreți să învățați cu mare drag, veniți și învățați cum să faceți regresii. Acum vreau să vedeți un pic cam cum arată o ședință de regresie hipnotică, doar 3 minute și jumătate, unde este suficient ca să vedeți care sunt pașii pe care trebuie să-i facem. Așadar, haideți să punem filmulețul și după aceea discutăm pe seama sa. Ea e cu ochii închiși, da? Și spun, bun, acum vreau să te focalizezi asupra acelei senzații, acelei dureri. Și să o ai acolo. Când, o, când ești conștient de -a, când o percepi, spune-mi. aștept să-mi spună. Și zic, bun, acum mi-a spus și acum zic, bun, acum vreau să te focalizezi pe acea durere. Vreau să fii atent asupra ei și vreau să faci următorul lucru. Vreau să înțelegi că în spatele oricărei probleme se află o emoție care o generează. Este cauza acelei probleme. Ce vreau să facem acum este să-i dăm voie acele emoții să iasă la suprafață. Așa că o să facem în felul următor. Vreau să te asupra acelei probleme. Acum, că e durere, că e depresie, că e orice, e frică de abandon. Da? Te focalizezi asupra ei și am să număr de la 1 la 5. Cu fiecare cifră pe care o rostesc, dai voie să devină tot mai intensă, tot mai puternică, mai intensă decât ai avut-o vreodată. Și odată cu ea, și acea emoție începe să iasă la suprafață. În angel la 5 este la maxim de cât ai trebuit vreodată acea senzație și vom putea identifica acea emoție. Zic, bun, acum, 1. dă voi acelei dureri să fie tot mai mare, dă voi acelei senzații să fie tot mai mare, deci, împreună cu ea, acea emoție crește tot mai mult, ca și cum ca și cum dă să iasă dinăuntru și ca și cum vrea să iasă afară. Doi, lasă să crească tot mai mult acum, tot mai intensă. Să devină tot mai puternică, ca și cum ar fi un râu ce se prevălește la vale și ca și cum simți cum urcă prin tine și vrei să o rostești afară acum. Doi, trei, dă voi să tot mai intensă, tot mai puternică, ca și cum stă să rupă. Orică de tare te chimii să o ții înăuntru, nu poți să o ții. Patru, acea emoție de care ai fugit, de care ai încercat să te ascunzi, pe care ai, început, încercat să o suprimi, acum iese la suprafață, chiar dacă vrei să încerci să o ții acolo, lasă-o să iasă. Și la mătare și vrei, când o răstezi, te atingi pe frunte și spui care este aceea emoție. Cinci, spune repede care e acea emoție. Și îmi zice. Abandon. Cum? Abandon. Abandon. Bun. Rămâi acum. Și acum folosești acea emoție într-o propoziție sau frază care are legătură, are sens cu această stare. Acum. Folosești acel cuvânt într-o propoziție sau frază care are sens pentru tine. Abandon. Ok, bun. Și acum, Vreau să facem un lucru. Mai atent această la această emoție de abandon, focalizată asupra ei. O să ia de la 1 la 5. Vreau să întărești, să crești, să dezvolți această senzație de abandon, această emoție, până ajunge la maxim. 1, 2, 3, 4, 5. Acum rămâi agățată de ea, simtă puternic. Am să la 3 la 1, când ajung la 1, mergi la prima oră în clipa din viața ta, când ai simțit această stare de abandon. 3, 2, 1, bum, ești acolo, repede, singur sau cu cineva, nu sau fără sau noapte. Da? Singură, ok, zi sau noapte? Zi sau noapte? Nu. Ok. Zi. Înăuntru sau afară? Nu. Ok. Unde te afli înăuntru? În burta, în burta mea. Ok, bun. Și aici când ești în burta mea, ce vârstă ai de la 1 la 9? Prima cifră. 5. Ok. 5 luni, luni, da? Ok. Și spune acum când ai aici 5 luni în burta mea. mea? se întâmplă ceva, are loc un eveniment care are legătură cu această stare de abandon, care îți creează această senzație de abandon. Ce anume se întâmplă aici? Ce eveniment are loc sau ce auzi, ce simți, ce percepți, ce vezi care generează această senzație de abandon? Clar, acum. Tata pleacă. Ok. Ok. După cum ați văzut, îmi turei gura foarte mult, mă vorbesc foarte repede, este un motiv pentru care fac acest lucru. Um, au fost câteva momente în care ea, eu puneam diverse întrebări, voi nu, ați auzit au, nu se auzea răspunsul, însă ea spunea mie, uh, mi-a spus la început de frica de abandon, uh, nu neapărat acum la sfârșitul filmului, ci la începutul său a vorbit despre frica de abandon. De asemenea, unii dintre cei care au văzut acest film, o să gândească: stai puțin, că ea nu era într-o stare de transă, nu era hipnotizată, nu era nimica. E adevărat. Nu era într-o stare de hipnoză în sensul că nu era cu ochii închiși și în sensul că n-am făcut o inducție hipnotică. Însă, atunci când faci regresie, poți face mult mai multe tipuri de regresie decât se cunosc, să spunem așa, în mod obișnuit. Pentru că există regresie la abreacție, așa se numește ea, și o să discutăm mai multe despre ce înseamnă acest lucru în cadrul cursului. Există o regresie directivă, non directivă, există o regresie uh, pe emoție, există o regresie, sunt mai multe tipuri de regresie. Când lucram cu această uh, persoană și am făcut această regresie, practic am făcut, nu aveam nevoie să o bag neapărat într-o stare de transă, pentru că deja era pregătită din ce lucrasem cu ea înainte, înainte să fi văzut voi filmuleț respectiv, deja ea avea o trăire emoțională când s-a așezat pe scaun și practic a mers pe acea emoție. E ca și cum momentul în care ai descoperit emoția, e ca și cum ai, acea emoție devine ca o rază laser care te transferă imediat de la momentul, clipa de față de aici, raza aia laser mă duce direct, instant, la punctul la care s-a instalat. Dacă fac regresia cum trebuie. Acum, fără să intru foarte mult în detalii, regresia, o, o, o regresie înseamnă o retrăire, nu o amintire. Atenție! Nu înseamnă că îmi amintesc un eveniment, înseamnă că retrăiesc acel eveniment. Cu alte cuvinte, simt ce am simțit, văd ce am văzut, aud ce am auzit, gândesc ce am gândit încă o dată, acum, pentru prima oară. Da? încă o dată, acum, pentru prima oară, pentru că este ca și cum aș fi în două locuri, în două timpuri, în aceeași clipă. E ca și cum ai fi un reporter acum pe stradă și îmi povestește ce se întâmplă acolo, dar tu ești aici cu mine. Și spui, acum trece o mașină, acum se întâmplă asta, acum se... Nu îmi spui, a trecut sau s-a întâmplat sau s-a dus, nu. Se întâmplă chiar acum în clipa asta. Asta denotă o experiență corectă de regresie hipnotică. Altfel putem vorbi despre reamintirea unor evenimente. De cele mai multe ori, când persoana cu care lucrezi identifică cauza problemei, de cele mai multe ori sunt cam 80% din cazuri, este suficient, acest lucru este suficient ca să rezolve problema. Cu alte cuvinte, conștientizarea cauzei în 80% din cazuri duce la rezolvarea problemei respective sunt cazuri desigur în care au loc diverse evenimente în care se întâmplă anumite, anumite lucruri în care participă și alte persoane și atunci trebuie lucrat mult mai mult acolo pentru a rezolva, pentru a descărca acea emoție. Și ce înseamnă când descarcă acea emoție? Înseamnă să recadreze evenimentul, pentru că oameni buni nu contează ce s-a întâmplat. Nu contează ce s-a întâmplat. Contează cum a fost interpretat acel eveniment de către persoana în cauză. Știți vorba aia, pentru unii mumă, pentru alții ciumă? E, așa e și aici. Pentru tine, un eveniment care a avut loc poate să însemne ceva foarte, foarte pozitiv. Pentru fratele tău, poate să însemne foarte, foarte negativ același eveniment. Și pe tine te marchează într-un fel, pe el îl marchează altfel. Același eveniment. Și asta când faci, când faci o ședință de regresie, ce faci? Regresia în sine este, dacă vreți, vehicolul, deci tehnica de regresie este vehicolul care mă poarte de la punctul A la punctul B, sau dacă vreți invers, de la punctul B la punctul A, dacă mă duce înapoi în timp. Deci regresia strict asta face, îmi facilitează descoperirea momentului cauză, momentului incipient, punctului zero. Atât și nimic altceva. Ăsta este scopul hipnozei, scopul regresiei. Eu când vorbesc despre regresie și când vorbesc despre practica regresiei hipnotice și când vorbesc despre ce poți face cu ea, mă refer strict din punct de vedere practic. Că acest punct zero de unele persoane este perceput ca fiind într-o viață anterioară, pe mine personal mă interesează prea puțin. Este un detaliu care nu mă Mișcă cu niciun cu nicio fel, e ca și cum ar fi confeti. Dacă o, un, un beneficiar, un client vine la mine și spune am o problemă, ajută-mă să-mi o rezolv, targetul meu, ținta mea este să rezolv problema. Punct. Nu mă uit dacă este acum 5 ani, acum 50 de ani sau acum 500 de ani. Nu mă interesează. Păi nu mă interesează să-l ajut pe acest om să își rezolve problema. Nu eu, am cum să-i rezolv eu, eu doar îl ajut pe el să și-o rezolve. Îl ajut pe el să descopere cauza. Acum, haideți să ne uităm la ce am desenat aici și în loc să spunem că e vârstă de 5 ani, 30 de ani, 55 de ani și 60 de ani, hai să spunem altfel. Hai să spunem că aici este în viața actuală, aici este viața trecută, acum, aici este acum 5 vieți și acum este acum 1000 de ani. Este irelevant. Dacă este acum 5 vieți, acum 50 de vieți, acum 1000 de ani, sau dacă este acum 5 ani, acum 25 de ani, sau acum 55 de ani. Este irrelevant. Din punct de vedere strict practic de rezolvare a cauzei, de rezolvare a problemei clientului, este irrelevant dacă este în aceeași viață sau în 1000 de vieți. Pe mine asta mă interesează sunt un tip practic, îmi place să am rezolvarea cât mai rapid, nu îmi place să o lălăi așa asta, hai să ne mai vedem o dată să mai povestim, că în viața trecută mi-ai povestit că avea o fustă roșie și ai vrea să-mi spui dacă era cu picățele sau nu. Sau ce culoare aveau pantofii tăi acum 50 de vieți când tu erai, eu știu ce erai acum 50 de vieți. Și atenție, apropo de chestia asta, vreau să vă, să vă explic un lucru foarte, foarte drăguț pe care mă confrunt majoritatea oamenilor care vin să facă regresii în vieța anterioare vin cu o idee drăguță pentru ei cum că ei au fost ceva. Ok? Au fost ce? Au fost cineva într-o viață anterioară. Adică eu până acum, până în clipa de față și am făcut sute de ședințe de hipnoză, n-am întâlnit o persoană n-am întâlnit o persoană care să fi fost văcar într-o viață anterioară. Sau care să fi spălat toalete într-o viață anterioară. Una n-am. Toți care au vrut să facă regres în viețe anterioare. Adică, atenție, mă refer aici strict la acele persoane care au vrut să facă regres în viețe anterioare, așa, la modul recreativ. Vreau să văd și eu ce am fost într-o viață anterioară. Au fost fie regi prin Egipt, au fost faraoni, pardon, da? Fie au fost maestri spirituale, au fost, dar n-a fost unul grăjdar, frate. Unul, n-am văzut și un grăjdar. zic, da, nene, eu acum eram cu vacă, eram 1400 și eram eu bag și eu aram câmpul și eram cu vaca pe câmp. Unul n-am văzut. Toți au fost ceva. De ce? Pentru că o legea mentalului spune că ceea ce mintea se așteaptă să se întâmple, este foarte probabil că se va întâmpla. Acea persoană vine deja pregătită ca să aibă o astfel de experiență și, desigur, subconștientul îl va servi. De aceea eu personal nu sunt mare fan al experiențelor de hai să facem exclusiv o, o experiență, o, o, ședință de regresie în viața anterioare pentru, din acest motiv, nu pentru că n-aș crede în ele. Nu spun nici că aș crede, nici că n-aș crede. Spun că experiența beneficiarului este experiența beneficiarului. Fie că ea este reală sau falsă. Ce înseamnă real sau falsă? Ce considerăm noi că este real sau fals? Da? Asta înseamnă din punct de vedere strict practic de rezolvarea unei probleme dacă Costică a avut cauza problemei acum 50 de vieți sau la vârsta de 5 ani, strict din punct de vedere al rezolvării problemei este irelevant. Dar să spunem că mintea, subconștientul lui Costică îi creează lui Costică o poveste cum că ar fi fost Acum 500 de ani sau acum 500 de vieți, ca să-l ajute să se detașeze mai mult, să nu-l mai deranjeze atât de tare, pentru că dacă ar fi zis că la 5 ani a fost molestat sau a fost agresat într-un fel, poate că l-ar deranja în viața actuală, da? în momentul de față, la asta mă refer când spun viața actuală, în momentul prezent. Poate l-ar deranja. Dar dacă subconștientul îi spune, a, nu, a fost acum 500 de existențe. Este atât de departe chestia asta, este atât de îndepărtat încât nu are cum să mă mai afecteze. Și atunci subconștientul îmi creează această poveste ca să mă protejeze. Ok? Bun. Acum există și reversul. Există situații în care unele persoane au Experiențe de viață anterioare care pot fi verificate. Și aici, desigur, rămâne un mare semn de întrebare. Sunt sau nu sunt așa? Vă dau un exemplu pe care l-am. Nu, nu este un exemplu uh, al unui client de al meu, ci uh, profesorul meu, în al hipnozei, mi-a povestit acest exemplu. Și anume, la un moment dat a trebuit să, da o, să, să prezinte, a fost rugat să meargă la un club undeva să vorbească despre hipnoză. Și doamna care organiza respectivul, respectiva seară. A spus, uite, am și o fetiță de 17 ani, ar vrea și ea să aibă o experiență. Și el a spus, bun, profesorul meu, el îl cheamă a spus, ok, haide să facem, dacă toți suntem aici, hai să facem. Și se apucă să facă. Și fetița respectivă avea 17 ani, face o regresie, merge înapoi în timp, mai înapoi în timp și a spune, ah, acum sunt la birou, am 25 de ani și lucrez la o, o firmă de avocatură. Și asculta radio, lucra la hârtie, îi spunea la mod, dar nu vezi că lucrez la hârtie, lasă-mă în pace că mă deranjez, că sunt la hârtie. Era fiind în scaun în regresie. Și zice, dintr-o dată, Doamne, Doamne, ce se întâmplă? Nu nu pot să cred așa ceva, ne atacă japonezii. Era în timpul atacului de la Pearl Harbor. Ea fuge repede, zic să fug repede acasă să-mi anunț frățiorul și familia. Și, în transa respectivă, ea pleacă de la birou, dă să traverseze strada și, când traversează strada, o calcă autobuzul. Și moare pe loc. Și acum spune, bun, dar cum se numește firma la care lucrai? Cum se numește, care este strada, adresa? Ea, atunci, pe vârsta respectivă, având 25 de ani, la momentul acela, al cele vieți anterioare, era o persoană foarte meticuloasă, pentru că trebuia să țină toate actele firmei în ordine. Și a spus, păi, firma se numește Cutare, este pe Strada Cutare, eu locuiesc pe Strada Cutare, la numărul Cutare, casa mea arată așa. Detalii foarte clare, foarte precise. În fine, au terminat ședința de hipnoză, mama o întreabă pe o întreabă ce se întâmplă, ce care e povestea? Și a spus, Domne, nu știu, vezi și tu dacă e așa sau nu, poți verifica, că uiteai, că în timpul nu și-a notat numele, adresei, strada, numărul, numărul de telefon, știa numărul de telefon al firmei de avocatură și știa numărul de telefon al firmei de acasă, de pe vremea respectivă. Acest lucru se întâmpla prin, nu știu, anii 80, probabil, că se întâmpla acest lucru. În fine, a plecat. Până la urmă mama la insistențele fetiței a început să caute adresele, a descoperit că într-adevăr pe strada respectivă încă exista acea firmă de avocatură, au trebuit să zboare în acel oraș că era în alt oraș, au luat legătura cu, au căutat adresa unde locuise ea când era domnișoară de 25 de ani și au răspuns un domn în vârstă care, pe care Domnul chema exact cum a spus ea că îl chema pe frățiorul ei mai mic când era în viața anterioară. Și a spus, uite, hai să-ți povestesc care e treaba, așa și pe dincolo, a explicat care e situația. Și a spus, uite, pe vremea, în anii 40, sau în când a fost atacul de la Pearl Harbor, exista această persoană, sora ta, și practic domnul la telefon a confirmat tot cum a chema pe sora sa mai mare, cum a murit călcată de autobuz, că lucra la firma cu tare. A zis, hai să ne întâlnim. După vreo două luni au zburat mama și fica și când au ajuns pe aeroport, fata căuta și l-a văzut pe respectivul, frățiorul ei de 65 de ani, cât avea acum, sau 70 de ani, l-a văzut undeva în capătul culoarului, s-a spus frățiorul meu, frățiorul meu, s-a dus la alt în brațe și o întreagă poveste. S-au dus la firma de avocatură, i-au recunoscut pe cei de acolo, adică copiii, pentru că ea când avea 25 de ani, cei care conduceau patronii filme de avocator aveau copii mici de 2-3 ani și îi chema, cum îi chema pe John și eu știu, Bill, să zicem, da. În fine, deci toată povestea asta a putut fi verificată. Acum rămâne la latitudinea voastră să vă gândiți dacă este așa sau dacă nu este așa. Eu din punctul meu de vedere rămân deschis. Și într-un fel și într-altul. Și că se poate și că nu se poate. Singura mea reținere, dacă vrei, singura mea reticență când vine vorba de regres în viața anterioare, este ca oamenii să nu ia pe câmpii. Pentru că nu-mi doresc să fiu parte din acea poveste. Nu-mi doresc să zic acum pentru că te doare umărul, este dintr-o viață anterioară. Te mănâncă nasul, este o cauză dintr-o viață anterioară. Ți s-a blocat piciorul nu știu unde, este dintr-o viață anterioară. N-a venit autobuzul, este dintr-o viață anterioară. Hai să fim serioși, oameni buni. Dumnezeu. Nu poate totul să fie într-o viață anterioară, dar este posibil să fie așa. Asta doar dacă voi credeți că există vieți anterioare. Rolul meu nu este să judec persoana cu care lucrez, rolul meu este să fiu acolo pentru acea persoană, pentru a-i facilita acelei persoane rezultatul pe care și-l dorește, pentru a-l ajuta, pentru a-l călăuzi în. Drumeția sa, că este în viața asta, că este într-o altă viață, nu mă, nu mă interesează, dar pentru a ajuta în această călătorie, pentru ca el să obțină ce și-a propus. Așadar, vă invit dacă doriți să învățați despre regresii mai multe, pentru că nu putem vorbi prea mult în această emisiune, dar dacă vreți să învățați cum să faceți o regresie, nu trebuie să fiți, nu trebuie să fiți psiholog, nu trebuie să fiți medic, trebuie doar să fiți interesat să faceți acest lucru, să aveți o minte deschisă, o inimă deschisă mai mult decât orice și să vă doriți să ajutați oamenii cu care intrați în contact, să vă ajutați semenii. Dacă aveți aceste um, caracteristici, să spunem, atunci vă puteți înscrie, da, sunteți un candidat bun la acest, uh, la acest curs, la acest workshop. Dacă nu, nu. Însă nu există o limitare. domne, stai puțin că dacă n-ai făcut facultatea în post, stai puțin. Nu. Mă interesează să... Vrei să ajuți? Mă interesează să vrei să ajuți și să nu încalci sau să nu încarci experiența clientului, beneficiarului pe care îl ai acolo cu care vei lucra, să o încarci de dorința ta, de povestea ta, de filmul tău. Filmul tău este al tău, povestea sa este a lui. Așadar, atât am avut să vă spun despre regresii. Vă aștept cu întrebările voastre pe adresa mea de mail contact vă aștept cu întrebări pe adresa redacției și, de asemenea, îmi doresc foarte mult să primesc comentariile voastre uh, și pe pagina noastră de Facebook, învață, crește, dorește, da, facebook.com/slash învață, crește, dorește. Întrebarea din, pe care o am pentru voi în această seară este următoarea. Care a fost acel eveniment din viața voastră care va marcat pozitiv, care a fost, dacă vreți, un moment de răscruce pozitiv în viața voastră, acel eveniment pozitiv care a dus la o schimbare radicală, nu neapărat radicală, dar care a produs un, un nou, un, a produs o nouă direcție în viața voastră, v-a dus ceva nou, v-a ajutat să fiți mai mult, mai bun, mai cum vreți voi. Deci, care este acel eveniment sau evenimente, dar aș prefera un eveniment să găsiți măcar unul, pentru că veți vedea că când găsiți unul, veți găsi mai multe. Acel eveniment pozitiv, da, pozitiv, care va marcat viața și care va ajutat să luați pe un drum mai bun în viață. Vă mulțumesc și ne revedem săptămâna viitoare în care vom discuta despre autohipnoză. O seară bună, pe curând!